Bun, și ne întoarcem la emisiunea noastră și la povestea, iată, care duce românii într-o nouă psihoză, povestea pastilelor cu iod și a posibilelor efecte secundare în caz de cataclism atomic. De asemenea, psihoza este indusă și de explozia prețurilor. 11 lei benzina titrează mai multe ziare astăzi, așadar am invitat-o alături de noi pe celebra Carmen Hara să ne spună și ce ne așteaptă dacă intrăm într-o sărăcie lucie, dacă intrăm în război și dacă sunt bune sau nu până la urmă pastilele cu iod. Bună seara, Carmen! Bună seara, scumpa mea! Bună seara! Hai să o luăm cu începutul. În România, în farmacii, nu se mai găsesc pastile cu iod. Asta în timp ce ministrul ucrainean de externe anunță că e posibil ca rușii să fi bombardat pe acolo, pe lângă centrala atomică de la Cernobâl, și să se fi produs o fisură care e posibil să elibereze raze radioactive. În momentul ăla, toată lumea a nebunit, cum se zice, toți încearcă să caute o soluție. Întrebarea e dacă aceste pastile cu iod ne ajută cu adevărat sau radiațiile ne ajung din urma oriunde ne-am ascunde de ele. Hai să o luăm de la început, Adriana. Deci, da. Tiroida este glanda care guvernează organismul din multe de vedere. Reglează metabolismul, funcționalitatea inimii, funcționalitatea mușchilor digestive și așa mai departe. Când tiroida este subactivă și nu emite suficienți hormoni, se recomandă hormon tiroidien. Și multă lume ia hormon tiroidien ca să se simtă mai bine, ca să aducă tiroida la o funcție normală. Și atunci când tiroida nu funcționează normal, se recomandă două lucruri: selenium și iod. Deci oamenii care nu au funcționalitatea normală a tiroidei iau de obicei iod și selenium ca și suplimente alimentare. Cei care au o tiroidă superactivă nu se recomandă să ia iod pentru că le face efectul invers. Pe de altă parte, în momentul în care intervin radiațiile, ce fac aceste radiații? Afectează funcționalitatea tiroidei și produc cancerul tiroidian. Cancerul tiroidian este o boală care, de cancer care progresează foarte încet. Progresează în vreo 7-8 ani, până la urmă sigur că mor de el, dar în multe cazuri este vindecabil, într-o proporție de 60-70% poate fi vindecat. Atunci însă când apar radiațiile, primul lucru care se recomandă este iodul radioactiv, care apără tiroida de efectul radiațiilor. Pentru că dacă noi distrugem glanda tiroidă, numai că facem cancer la tiroidă, dar funcționalitatea organismului este afectată. Și sigur că toată lumea se duce să ia tiroidă. Tiroida nu se ia aiurea la întâmplare. Trebuie să ia în cazuri de radiații, să se ia atunci când funcționalitatea ei nu este normală. Eu am să vă arăt câteva produse de iod extrem de eficiente care se găsesc și sunt pe care le puteți lua online. Înțelegem, da? Poftim? Sunt suplimente alimentare. Da, iodul este un supliment și am să vă arăt că este un iod care de fapt vine din mare și este extrem de eficient. De asemenea, iodul se combină foarte bine cu potasiu. Dacă se ia iod în combinație cu potasium, efectul este extrem de benefic în funcționalitatea tiroidei și asupra organismului în general. O să vă arăt această, nu știu dacă reușesc să o vedeți. Deci aceasta este iod natural. E un iod care provine din mare și care, fiind natural, ca orice produs natural, nu are un efect negativ. În caz că trebuie să le iei, eu recomand dacă sunt radiații. Și vreau să vă spun ceva. Radiațiile de la Cernobâl nu sunt o glumă, pentru că acolo nu trebuie mare lucru ca să activăm această sursă de radiații și se va produce din nefericire. Deci lumea subconștient, intuitiv, oamenii se duc și își cumpără acest iod în disperare.
Mai există, deci, pe de o parte, unii este justificată temerea oamenilor, zici tu. Poftim? Este justificată frica oamenilor, da. Temerea lor. Sigur că da, este justificată. Exact cum toată lumea a zis, a, Putin nu o să intre, nu o să se întâmple nimic acolo, nu o să, a, ce fac? Nu există așa ceva. Nu numai că există așa ceva, dar lucrurile se răutățesc. Deci eu nu am venit să vă speriu. Eu vin realistic să vă arăt că trebuie să facem ceva ca să ne protejăm. Pentru că tiroida guvernează organismul și tiroida este guvernată de glanda pineală. Și hai să vă arăt încă un produs care e făcut din picături, tot natural, care vreau să văd dacă îl vedeți. Îl vedeți? Îl vedem și eu vreau să mai fac o precizare pentru domnii de la CNA. Aceste produse nu se găsesc în România, deci le putem arăta la televizor, tocmai ca să înțeleagă oamenii. Nu se găsesc și știi ceva? Asta e pentru binele celor mulți, Adriana. Pentru că e bine să le avem, le ai în casă și, Doamne ferește, dacă știi că s-a declanșat și nefericirea este că suntem la o secundă de această declanșare, pentru că ne pași niște lucruri foarte urâte în conjunctura asta, mai bine este să prevenim. Nu știu dacă l-am arătat pe ăsta care este combinație între potasiu cu iod, pentru că combinația potasiu cu iod este foarte bună, și mai există unul care se numește iod oral, vi-l arăt. Tot așa. Da, vreau să te întreb dacă în America oamenii iau iod în mod constant sau nu, iau exact, doar dacă exact asta ți-am explicat. Oamenii nu iau iod în mod constant pentru că poate să devină toxic. Iodul se ia atunci când te-ai dus la un specialist. La un endocrinolog și endocrinologul ți-a spus tiroida dumitale este nu funcționează la parametrii normali. Tiroida, cei doi hormoni tiroideni, T3 și T4 se numesc, întrebați orice doctor la care merge, cum funcționează hormonii mei? Și doctorul spune, ești deficitar la nivelul hormonal al tiroidelui. Deci, hai să te pun pe hormoni artificiali. Eu personal cred în hormonii naturali. Există hormoni de tiroidă naturali, nu artificiali. Unde vreau să ajung? Ce se dă în caz că tiroida nu funcționează la parametrii normali? Se dă iod și selenium. Dacă v-ați făcut aceste teste și ați văzut că tiroida are nevoie de suplimente de hormoni, automat luați seleniu și iod pentru că asta vă va aduce tiroida la nivelul normal. Bun, am dar înțeles. Altfel nu luați. Altfel nu luați dacă tiroida este hiperactivă, iodul face rău. Vreau să te întreb dacă oamenii pot să-și cumpere și anumite alimente ca să suplinească, nu știu, lipsa asta de iod sau ar trebui sigur să cumpere da. Anumite alimente. Sigur că da. Iodul există și în sare, există în tot felul de produse. Când cumpărați ceva, uitați-vă pe etichetă să vedeți dacă este specificată o cantitate de iod și cumpărați sare cu iod, pentru că și asta ajută în caz de ceva. Dar dată fiind pericolul în care și poziția României, este bine să avem aceste lucruri în casă. Nu le folosiți decât când sunteți anunțați că trebuie să le folosiți, dar dacă le folosiți, preveniți pericolul de cancer de tiroidă. Spuneai că ne așteaptă lucruri urâte și eu vreau să te întreb la ce te referi mai exact, pentru că iată, chiar în seara asta, în timp ce făceam emisiunea, s-a anunțat că explodează prețul la benzină care trece de 11 lei. Vreau să te întreb ce vezi tu că se întâmplă cu România în viitor. Prețurile la benzină și toate prețurile se duc de la o zi la alta. Și aș vrea să vă spun altfel, aș vrea să vă spun că totul e bine, că tot o să ne fie bine, dar perioada în care noi trecem, pe care am anticipat-o și care este o perioadă mai lungă, nu se arată atât de promițătoare, mai ales când este vorba de sistemul economic mondial. România este direct afectată, din nou, datorită poziției ei, datorită conducerii ei și așa mai departe. Deci nu are suportul care trebuie, nu are oamenii care să intervină pentru populație, pentru cei mulți și să ajute. Așa că este foarte grav ce se întâmplă. Asta ce înseamnă? E foarte grav ce se întâmplă? Începe războiul și la noi?
Nu, nu, nu. La noi nu începe războiul. Vorbeam numai de aspectul economic. Aspectul economic care este din ce în ce mai crâncen pentru omul de rând, care ăla, omul de rând, oamenii de rând sunt cei mulți. Cei mulți care nu mai pot să-și plătească, nu mai pot să-și plătească, cum să spun, facturile, nu mai pot să supraviețuiască, nu mai au cum să țină cârma cu această scumpire absolut scăpată de sub control, pentru că scumpirea nu se produce azi, se mai produce peste 5 luni, se produce peste 2 zile. Deci azi un preț la benzină, o lună mai târziu benzina este dublu. Pentru că este război, pentru că este o stare tensionată, pentru că urmează schimbările monetare, pentru că sunt multe conflicte la nivelul oamenilor care conduc lumea asta, care nu sunt în acord cu ce trebuie făcut. Și iată că pentru chestia asta planurile lor par să eșueze din toate punctele de vedere. Bun, ce se întâmplă? Asta știm clar, că prețurile explodează și că o să intrăm într-o sărăcie accentuată. Cât o să dureze toată perioada asta? Ne poți spune? Perioada asta durează din 2025 până în 2029. Vedem o schimbare monetară fără precedent, bruscă. Nu țineți banii în bancă, nu-i ține la ciorap, nu-i ține sub saltele. Puneți-i în ceva unde banul crește. În tot ce puteți, care este palpabil, tangibil, ne întoarcem la cum trăiau bunicii noștri, adică ne întoarcem la viața care exista odată. Parcă universul ne forțează într-un fel o reîntoarcere la natură. Vă recomand să vă luați pământ, vă recomand să vă luați apartamente cât mai puteți, cât vă mai dau băncile, că nu o să mai dea băncile niciun împrumut în viitor. Deci iată că trebuie să ne organizăm de pe acum. Iar în ceea ce privește România, spuneai și data trecută când am stat de vorbă că vezi în această primăvară mișcări de stradă ample, oameni nemulțumiți, chiar răsturnarea guvernului sau a președintelui. Răsturnările sunt fără precedent și revolta este fără precedent, pentru că cu scumpirile astea de prețuri, cu niște conducători care nu interesează pur și simplu, sau cel puțin așa pare că nu interesează, pentru că atunci când te interesează faci ceva, ceva real, ceva palpabil, ceva care să aducă un suflu nou și să facă o schimbare și să îmbunătățească situația. Dar situația se răutățește pe zi ce trece. Și omenirea vrea să-i treacă, românii vor să-i treacă la răspundere și vor schimbări și astea se vor produce. Sunt necesare. Schimbările astea se produc în primăvara asta, sunt necesare. La ce schimbări mai exact te referi? Tot eu sunt cea care v-am spus, vă cade guvernul, vă spun din nou, acest fenomen se repetă, astea sunt legile karmei, ce s-a întâmplat odată, continuă să se repete, continuă să se întâmple, continuă să se manifeste până când ne eliberăm de acea karmă. Ce înseamnă aceste legi ale karmei? Te rog frumos să ne explici, că oamenii nu înțeleg ce e aia karmă și de ce trebuie să se repete. Ok, ce înseamnă karma? Karma este memoria. Memoria, noi ne naștem dintr-o picătură de emoție, de memorie. În picătura de memorie este DNA-ul, sunt toate informațiile, talentele noastre, de la culoarea părului până la ce suntem noi buni, cât de înalți suntem și așa mai departe. Deci, noi avem de-a lungul vieții, în tot ce creăm, noi creăm și sedimentăm la nivel celular anumite acțiuni. Acțiunile alea, odată ce noi le-am provocat, ele continuă să se repete. Și karma înseamnă repetiție, repetiția acțiunilor, intențiilor, faptelor noastre. Și fiecare din noi avem o karmă. Este legea numărul unu a spiritualității, este legea karmei, nu legea atracției. Legea atracției nu funcționează dacă ne împiedică legea karmei. Un lucru care s-a uitat să se spună când s-a scris cartea The Secret. Și vreau să vă spun că este foarte important să dați atenție la acțiunile voastre, la intențiile voastre, la gândurile voastre, la faptele voastre. Că dacă voi gândiți negativ de semenii noștri, ce înseamnă cele 10 porunci? Cele 10 porunci sunt legile karmei despre care vorbește religia, despre care vorbește Hristos, despre care
citiți în Biblie și peste tot, pentru că ce spune? Nu face rău, nu fura, nu lua. Toate aceste legi ale karmei sunt pentru că dacă acțiunile tale sunt greșite, ele vin ca un bumerang și te izbesc pe tine. În America, legea karmei se înțelege ca legea lui Newton, legea newtoniană a cauzei și efectului, dar ea înseamnă mult mai mult decât atât. Este memoria creierului, care se sedimentează în partea reactivă a creierului, în emisfera dreaptă, și acolo tot ce ați gândit voi, ați făcut, ați acționat, tot ce vi s-a întâmplat, toate aceste imprinturi la nivel mental, celular, se reactivează. Vreau să spun ceva foarte interesant, un lucru care poate nu v-ați gândit niciodată. Știi că lumea asta e foarte codificată. Știți că primul război mondial, al doilea război mondial și războiul acesta a început sub incidența cifrei 5. Ia luați aici, calculați puțin să vedeți ce fac eu aici, cum așez să le vedeți. Așa, inversiv. Așa e mai bine? Da. Deci, vreau să vă spun așa, deci 28 iulie 1914, 1914, cifra 7, cifra 6, 2022, cifra 6, iulie cu 28, 28 e 1, 8 cu 6, 5, 2, 24, 2002, 2 cu 6, cu 6, cifra 5, 9, 1, 1939, 1 cu 4, cifra 5. Dar ce înseamnă cifra 5? Cifra 5 este cifra războiului. Cifra 5 înseamnă dimensiunea a 5-a, când a murit Hristos în a 5-a zi a săptămânii. Cifra 5 înseamnă eliberare, înseamnă separare, înseamnă moarte. Deci iată că cele trei, așa zise, războaie, toate pornesc sub incidența acelei frecvențe. Este o frecvență, este o energie, o anume energie care declanșează acest proces de război. Da. Bun, și tu zici că se repetă practic această istorie până când oamenii nu învață cum să treacă. Asta este karma. Deci ne-am făcut primul război, inevitabil s-a creat al doilea și inevitabil continuă să se creeze până noi nu spunem stop. Nu mai vrem, până global spunem noi nu mai vrem să murim, nu mai vrem, până atunci ele se repetă. Până noi nu acționăm să oprim ceva, lucrurile continuă să se repete. Până când oamenii nu învață să se iubească unii pe alții și să colaboreze fără să se rănească și fără să-și facă rău unii altora. Asta vrei să spui. Da. Da. De altfel, la sfârșitul lunii o să ai și o conferință pe tema asta. Cum se repetă această karmă și cum poți să o întorci în favoarea ta, cum poți să scapi de un trecut poate nefericit ca să poți să trăiești acum viața care îți este dată, care ți este destinată și de care poate nu te bucuri. De ce nu poți să te bucuri? Pentru că trăiești agățat undeva în trecut. Cum trăim și noi astăzi în această, iată, psihoză. Deci tu spui că o să avem o primăvară fierbinte, plină de evenimente. Da. Și vreau să-mi spui punctual că mai avem câteva minute de emisiune. De exemplu, domnului Iohannis. Vreau să vorbim despre câteva personalități politice de la noi din țară. Cum îi vezi viitorul domnului Iohannis în această primăvară? Îi se întâmplă ceva domnului Iohannis? Nu se întâmplă lui personal, doar că dumnealui va fi înlocuit, atâta tot. Și cred că știe pe undeva, bănuiește aici să trag multe sfori politice. Politica asta este, nu mai vreau să spun cuvântul ăla urât, dar știi cum, e sublim, e divin, este extraordinar să poți să pleci înainte ca cei să te roage să plec. Cum este capul lui Moțoc Vrem sau, înțelegi? Eu vă vreau, voi nu mă vreți, dar eu vă vreau, cam așa este. Deci ar trebui să ne dăm seama că, apropo de karmele României, apropo de conducătorii României, apropo de eșecul la nivelul conducătorilor României, vedem aceeași situație repetându-se de 1000 de ori. Și păcat, pentru că România are oameni geniali, oameni de suflet,
oameni politici deștepți și nu știu unde sunt, dar ei există. Și a trebuit să iasă în față măcar în perimetrul acestei conjuncturi mondiale. Vezi o răsturnare bruscă de situație în România? Adică după ce prețurile explodează, după ce, iată, lumea nu o să mai aibă bani să-și cumpere de alegurii, tu vezi atunci o răzmeriță, o revoltă de stradă? Da. Lumea se va revolta fără precedent și prezic această revoltă de o vreme. Încă nu s-a... Mi-e și frică de proporțiile ei, însă... Lumea a adunat în acești ani de COVID, în această frică și această traumă de experiența prin care se trece în jurul țării noastre și suferința pe care fiecare om o are când vede ce se întâmplă și spaima, lumea a adunat un cumul de emoții negative și este o explozie de energie negativă care trebuie cumva să explodeze. Da, și cum mai vezi faptul că, iată, astăzi nu mai avem restricții, deci toate restricțiile s-au eliminat în România. Cu toate astea, oamenii pe stradă încă poartă mască, nu toți, dar e cam jumătate așa. Încă le este frică. Acum s-a dezvoltat psihoza aceasta cu războiul. Aoleu, ce o să facem că vine războiul peste noi? Ce sfaturi le dai oamenilor? Cum ar trebui cumva să trecem peste, iată, aceste evenimente traumatice, aceste șocuri emoționale până la urmă pentru mulți dintre noi? Poate din motivul ăsta oamenii nu mai vor să-și dea masca jos, le e frică nu cumva să se îmbolnăvească. Poate oamenii, pentru că trecem din psihoza pandemiei în psihoza războiului, le e frică de ziua de mâine, le e frică de moarte, le e frică de viitor. O să te rog să vorbești un pic cu cei care ne urmăresc și care sunt convinsă că te urmăresc cu atenție și țin la tine și am mesaje pe Facebook în sensul ăsta. O să te rog să le spui ce anume să facă ca să se împuternicească. În primul rând, trauma asta este sedimentată la nivelul subconștientului și sfera conștientă nu reglează subconștientul. Conștientul 90% domină conștientul. Deci iată că mulți dintre ei, chiar dacă vor să schimbe anumite lucruri, simt că nu găsesc în ei forța și puterea. De asta se spune că în situații de genul ăsta e bine să ne adunăm împreună. De asta îmi fac eu conferințe. Eu vreau să adun oamenii, să-i adun într-o anume energie ca să spargem bariera negativității, a fricii, a terorii, a traumei, o traumă colectivă, în conștiința colectivă a noastră s-a sedimentat această traumă. Deci dacă ne adunăm și suntem puternici dacă suntem împreună, atunci putem să ne ridicăm vibrația, că noi suntem forme energetice, avem o anumită frecvență, o vibrație. Dacă vibrația se ridică, atunci sentimentele astea de frică încet se disipează și ne simțim din nou în control. Noi trebuie să controlăm emoțiile. Emoțiile sunt foarte periculoase. Emoțiile de frică cauzează tulburări psihice și fizice în organismul uman. Și poi mă vă întrebați de ce aveți atacuri de panică sau aveți un infarct sau aveți un stroke. Pentru că emoțiile negative duc la așa ceva în corpul fizic. Și ce să facă oamenii concret ca să scape de emoțiile astea negative? Sunt tehnici de respirație în care când respirăm să vedem că iese ceva din noi, că și trauma asta trebuie scoasă din interior. Emoția negativă o îmbrățișezi și faci pace cu ea. Este dușmanul tău, da? Dar cu dușmanul trebuie să faci pace, nu poți să te bați cu el. Și pe urmă îi dai drumul și pe urmă te eliberezi de el. Deci sunt tot frași, putem discuta ore în șir despre nenumărate tehnici care aduc la echilibru și la balansarea psihicului și care sunt foarte... Unul dintre care se folosește în știința veche numită Ayurveda este folosirea tehnicilor de respirație în care eliberați frica din voi. Bun, și până la urmă să ne uităm la un film, să nu ne mai uităm la știrile astea catastrofice, da, exact. Să mergem în aer liber, să facem o plimbare, să mirosim o floare, să ne bucurăm de lucrurile mici. Să cântați, să faceți exerciții fizice, să vă bucurați de fiecare lucru frumos în jurul vostru.
să vă îngrijiți de un copil, de un animăluț, de orice puteți, ca energia să se concentreze într-o altă direcție. Găsiți-vă un simbol, o darmă, un scop al vieții, o misiune a vieții. Da. Asta, aici ai pus punctul pe ei, găsiți-vă misiunea vieții. Carmen Hara, îți mulțumesc din suflet pentru această intervenție. Cred că i-a mai liniștit un pic pe oameni. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Am ajuns la final și trebuie să terminăm. Vă mulțumesc, dragilor tuturor. Rămâneți aici pe News România, singura televiziune independentă din această țărișoară. La revedere! Thank you.